spre dumneavoastră, bărbații de lângă mine îmi spuneau să vă transmit mesajul la luptă. Așa e, trebuie să mergem la luptă. Mă bucur că suntem astăzi împreună, pentru că este un moment de răscruce. Este o nouă etapă a dreptei și este punctul de plecare într-o bătălie electorală, probabil cea mai dificilă până acum. Eu mă adresez dumneavoastră prin prisma propriilor mele așteptări de om politic, care întotdeauna am muncit pentru partid și în confruntările dificile niciodată nu a ezitat să se lupte. Așa cum au făcut mulți colegi de-ai mei din Partidul Democrat Liberal. Și lor le mulțumesc, celor care întotdeauna s-au luptat pentru Partidul Democrat Liberal. Întotdeauna am considerat că Partidul Democrat Liberal trebuie să fie un partid deschis pentru oamenii valoroși. Un partid capabil să ia decizii politice pentru construcții politice îndrăznețe. Un partid care să poată să strângă tot ceea ce are valoros în interior. Despre o construcție de dreapta s-a vorbit foarte mult timp, în special după ce am ajuns la guvernare. Și ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Când am intrat în echipa domnului președinte Blaga și când am avut prima discuție cu domnul președinte Blaga, am întrebat, domnul Blaga, domnul senator Blaga, facem construcția de dreapta împotriva USL? Și știți ce mi s-a răspuns? Se va face această construcție de dreapta și acesta este unul dintre obiectivele mele politice. Iată că astăzi suntem aici. Și vreau să vă spun foarte sincer că nu s-ar fi realizat această construcție de dreapta dacă nu ar fi existat o enormă voință politică. O voință politică fermă și onestă din partea celor care astăzi sunt în conducerea Partidului Democrat Liberal. Și știți de ce? Pentru că atunci când nu ești pe val, e foarte greu să construiești. În același timp, mulți dintre noi avem temeri în privire la rezultatul electoral și evident că foarte mult și-ar dori, dacă se poate, colegii eligibile. Și mai sunt și alte motive, însă important este prezentul. Și care este acest prezent? Că am reușit să facem această construcție cu oameni politici valoroși. Că am reușit să avem o ofertă politică bazată pe crearea de șanse și oportunități și nu pe comandă. Că avem o ofertă politică bazată pe implicare și nu pe derobare de răspundere. Dragi colegi, eu sunt femeie în politică și vreau să vă spun că uitându-mă la scena politică, am ajuns să mă satur, să văd plângăcioși, să văd vocitoare politice. Vreau să văd oameni de stat, oameni dedicați interesului național. Și sunt convinsă că Alianța România Dreaptă poate și are acești oameni dedicați interesului național, oameni bătăioși care pot să obțină un rezultat bun și sănătos pentru scena politică. Vă mai spun un lucru. Am demonstrat în prezent, prin ceea ce am trecut până acum, că suntem susținătorii statului de drept, a instituțiilor fundamentale și că suntem parteneri credibili și constanți ai alianțelor noștri internaționale. Aceasta este realitatea prin care noi astăzi plecăm la drum. Închei spunându-vă că îmi doresc ca ziua de astăzi să fie o zi a deciziei politice corecte.